Stimați locuitori ai județului Neamț, prezenți astăzi la întâlnirea noastră, vă rog să-mi permiteți să prezint invitații care au răspuns chemării noastre și sunt prezenți la manifestație. Încep, firesc într-un fel, cu domnul Victor Ponta, președintele Partidului Social Democrat, primul ministru al Guvernului României. Senator Crin Antonescu, președintele Partidului Național Liberal, copreședinte USL. Domnul ministru Daniel Constantin, președintele Partidului Conservator. Domnul profesor Vasile Pruteanu, candidatul Unii Social Liberale la funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț. Domnul Vasile Cătălin Drăgușanu, candidatul Unii Social Liberale la funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. Stimați concetățeni, iubiți invitați, suntem astăzi într-un moment important în județul Neamț, în plină campanie electorală la jumătatea acesteia. Cred că a venit momentul ca pe 10 iunie decizia nemțenilor să fie una. Să dăm înapoi județul Neamț locuitorilor județului Neamț. Este singura șansă ca Neamțul, județul nostru în care trăim, muncim, în care sperăm să fie mai bine, să fie în consens cu țara. Știm că este un moment important. Știm cu toții că, din păcate, ultimii 4 ani, acest județ a încăput pe mâna baronilor locali și nu mai reușim, sau s-ar părea că nu mai reușeam să-l scoatem din gheara lor. S-a format aici, din păcate, în județul Neamț, o echipă toxică, o echipă interesată numai de de propriile buzunare, de propriile afaceri, de puterea locală care să meargă numai într-o anumită direcție și nu spre binele dumneavoastră. Avem nevoie de victorii în aceste alegeri, avem nevoie de victorii în municipiul Piatra Neamț, în județul Neamț, în localitățile acestui județ, pentru că, așa cum bine știți, sensul spre normal a început în urmă cu 2 săptămâni, când am reușit la București și cu ajutorul noastră, prin puțini reprezentanți care îi mai aveam atunci în opoziție, acum la putere, să dăm jos guvernul ungureanu și să instalăm guvernul nostru, guvernul USL, condus de domnul prim-ministru Victor Ponta. Domnilor invitați, județul acesta a fost așezat de Dumnezeu într-un loc special. A fost înzestrat de Dumnezeu cu oameni speciali, cu oameni care au iubit și iubesc aceste locuri, care înțeleg să muncească cinstit și să-și crească copiii în spiritul fricii față de Dumnezeu. Sunteți în prezent cu ajutorul nostru al tuturor la conducerea României. Vrem ca și județul Neamț să se încadreze în drumul spre normalitate pe care împreună cu toții trebuie să-l așezăm. Iar dumneavoastră acum factor de decizie. Speranța noastră de mâine și de poimâine este că putem și suntem în stare pe 10 iunie să dăm primul semn că și aici la Neamț lucrurile merg spre normal. Că oamenii cred în valorile reale și nu cred numai în bani, în furt, în mită și alte asemenea lucruri cu care, din păcate, ne-am învățat. Și încă ceva, ce aș vrea să vă transmit
din partea locuitorilor acestui județ. Haideți să așezăm legea la locul ei. Respectul față de lege să devină și în județul Neamț, nu numai în alte locuri din țară, un principiu păstrat și apărat cu sfințenie și de noi, oamenii politici, dar și de instituțiile statului. Chiar dacă aici la Neamț... Sensul normalității dezvoltării instituțiilor și activității instituțiilor a fost pervertit spre interesele unor oameni care nu și-au dorit, n-au dorit binele acestui județ, care au avut grijă în primul rând de interesele proprii, după aceea de gașca pe care au format-o în jurul lor și după, în ultimul rând, dacă vreți, de ideea de a păstra și a subjuga un județ întreg pentru resurse care se meargă spre buzunarele lor. De aceea, în mesajul pe care noi îl transmitem și către locuitorii județului Neamț, pe care dorim să-l audă reprezentanții noștri în forurile centrale ale țării și liderii politici care există în acest moment și în care avem cu toți încredere, mesajul nostru trebuie să fie clar. Vrem județul Neamț să se încadreze în drumul normal al țării spre normalitate, spre ceea ce trebuie să trăim toți. Cine muncește trebuie să câștige și trebuie să trăiască civilizat. Cine fură trebuie să meargă spre închisoare, acolo unde normal trebuie să se aplice legea. Iar la Neamț exemple sunt mult prea multe și mult prea mari din acest punct de vedere. Îl invit la microfon pe domnul profesor Vasile Pruteanu, candidatul USR la funcția de președinte al Consiliului Județean. Bună ziua! Domnule prim-ministru Victor Ponta, președinte al Partidului Social Democrat, domnule Crin Antonescu, președinte al Partidului Național Liberal, domnule Daniel Constantin, președinte al Partidului Conservator, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să urez înalților oaspeți din partea mea și a locuitorilor județului Neamț un bun venit! Prezența dumneavoastră la Piatra Neamț, prezența dumneavoastră în județul Neamț, este o dovadă clară că ne veți sprijini în realizarea proiectelor pe care le-am propus, atât la nivel de Consiliu Județean, cât și la nivel sau la nivelul tuturor primăriilor din județul Neamț. Avem candidați la primăriile județul Neamț, oameni cu experiență, cu verticalitate, care au demonstrat în perioada 2008-2012 capacitatea de a absorbi fonduri europene. Domnule prim-ministru, domnilor președinți, la nivelul Consiliului Județean am accesat fonduri europene în valoare de 200 de milioane de euro. Bani care se regăsesc într-o infrastructură modernă la nivel de județ, bani care se regăsesc în amenajarea centrelor de asistență socială, în amenajarea centrelor de educație inclusivă, în realizarea de ceea ce își dorește fiecare om, canalizare, apă, la nivelul majorităților localităților din județul Neamț. În același timp, vreau să vă informez asupra unui fapt important. Actuala campanie electorală în Neamț nu este cea pe care o știți dumneavoastră că se desfășoară la nivelul celorlalte județe. Presiuni, șantaj, amenințări, lucruri care nu ne sperie și împreună cu echipa de primari, împreună cu președinții celor două partide, celor trei partide, domnul Ursărescu, domnul senator Chelaru și în același timp cu președintele Partidului Conservator, vom căuta să învingem în alegerile care vor avea loc în 10 iunie anul curent. Cu ajutorul dumneavoastră, domnule prim-ministru, ne propunem amenajarea a două parcuri industriale, unul la Piatra Neamț, unul în Roman, pentru crearea de locuri de muncă. Este imperios necesar să oferim tinerilor, locuitorilor județului Neamț, posibilitatea de a munci. O componentă importantă a activității pe care am desfășurat-o în perioada 2008-2012 a fost promovarea turismului. Avem un județ binecuvântat de Dumnezeu, un județ mirific, și am căutat și am reușit prin accesarea de fonduri europene să reprezentăm atât locuitorilor din județ, dar și
românilor și celor care vin din străinătate. Pe viitor ne-am propus să dezvoltăm în continuare această componentă importantă care va crea locuri de muncă, care va aduce bani la veniturile locale și la venitul județului și din acest punct de vedere fac două sau trei mențiuni. Vom promova în continuare zona Neamțului, cu cetatea Neamțului care a fost reabilitată printr-un program european în valoare de 3 milioane de euro și de la darea în folosință de la această reabilitare în 2 ani de zile 250.000 de turiști din țară și din străinătate au vizitat Târgu Neamț și județul Neamț. Vom pune în valoare cheile Bicazului, stațiunea Durău, acea pârtie de schi dorită de către primarul Șchiopur și nu numai de el, de toți nemțenii și ne vom îndrepta și spre zona Roman, unde vom căuta să reconstruim cetatea Romanului și să punem în valoare bijuteria arhitectonică, Arhiepiscopia Romanului. Domnule prim-ministru, domnilor președinți, sunt lucruri care le putem realiza și am speranța că prezența dumneavoastră aici, la Piatra Neamț, este o dovadă vie că Uniunea Social-Liberală reprezintă forța cea mai puternică la nivel de țară și aveți convingerea că Neamț vom învinge pe 10 iunie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Sunt convins că bătălia nu este ușoară, bătălia va fi grea, o vom duce împreună. Și acum îmi permiteți să am și eu momentul de mândrie personală și să fiu extrem de bucuros că președintele meu, primul ministru al Guvernului României, al Guvernului USL, este prezent la Piatra Neamț, domnul Victor Ponta. Bună ziua! Bună ziua! Vreau să vă salut pe toți și să-mi cer scuze că o să stau cu spatele la viitorul președinte al României, la Crin Antonescu. Nu o să mai dureze mult și o să stau eu în spatele domniei sale. Am venit la dumneavoastră să vă spun gândurile pe care le avem ca lideri ai Uniunii Social-Liberale. Și am venit aici să vă spun că mi-au angajamentul în fața dumneavoastră că toți cei care au încălcat legea vor răspunde pentru asta. Și cred că este datoria dumneavoastră să luptați pe 10 iunie, dar este datoria mea ca prim-ministru al României să vă ajut să aduceți înapoi respectarea legii în județul Neamț și în municipiul Piatra Neamț. Știu foarte bine ce se întâmplă aici, nu e o surpriză pentru mine. Și am venit să vă spun că eu cred că amândoi trebuie să piardă în această competiție, că îi susțin pe candidații USL și voi lucra ca prim-ministru al României cu președintele Prudeanu și cu un primar tânăr și curajos care să demonstreze că feudalismul încetează și în Neamț. În urmă cu un an și jumătate, nici Crin, nici Daniel, nici eu nu ne-am gândit că atât de repede vom putea să schimbăm guvernul României. Și iată că am făcut-o pentru că am fost uniți, pentru că nu ne-am lăsat cumpărați, nu ne-am lăsat divizați și pentru că am arătat că există oameni care au curaj să se bată cu un sistem la nivel național și cu un sistem la nivel județean, așa cum aveți dumneavoastră. N-am crezut, dar iată că s-a întâmplat mai repede decât era poate gândul nostru. Și vă rog să vă gândiți că n-am venit la guvernare ca să facem ce au făcut ei. Am venit la guvernare ca să arătăm, spre deosebire de ce s-a întâmplat anul trecut aici în Neamț,
că se pot organiza alegeri corecte și cinstite. Am venit la guvernare ca să dăm înapoi oamenilor, în primul rând pensionarilor și după aceea bugetarilor, banii pe care Traian Băsescu și Emil Boc i-au luat de la ei. Am venit să arătăm că ceea ce România are încă, energie, zăcăminte, bogății naturale, pădurile, pot fi folosite în interesul românilor, așa încât, stimați colegi, aveți o bătălie cumplită, vă bateți aici cu un sistem mafiot care de ani de zile a prins rădăcini. Cu atât mai mult este important să vă luptați, cu atât mai mult este important să credeți ca și mine că neamțul nu poate rămâne în afara României o insulă mafiotă, o insulă feudală, când toată România se schimbă, și să credeți că împreună cu președintele țării Crin Antonescu, cu ministrul agriculturii Daniel Constantin, cu senatorii, deputații și aleșii dumneavoastră, putem să facem pentru neamț ceea ce acest județ merită. Vă mulțumesc și să credem, să luptăm împreună. Doamne ajută! Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Distinși și dragi concetățeni, am o a doua bucurie astăzi să prezint și să-l rog să ne rostească un mesaj pe președintele României de mâine, domnul președinte al Partidului Național Liberal, domnul Crin Antonescu. Bună ziua, bună ziua, mulțumesc, dragi prieteni din Neamț, și vreau să încep și eu prin a vă adresa mulțumiri și felicitări pentru răbdarea, curajul și tăria cu care ați rezistat. Le mulțumesc primarilor noștri, le mulțumesc liderilor noștri din Neamț, le mulțumesc tuturor cetățenilor care sunt astăzi alături de noi pentru că au rezistat. Vă mulțumesc, sunteți oameni adevărați! Iată de ce, din capul locului, vreau să spulber minciunile pe care, pe la colțuri, pe șoptite sau cu glas mai tare, și anume că și dacă USL-ul e la guvernare, și dacă USL-ul va câștiga la toamnă alegerile parlamentare, se vor descurca ei cumva. Vor veni unul la PNL, unul la PSD. Nu este adevărat. Niciodată, Gheorghe Ștefan! Niciodată, Gheorghe Ștefan nu va mai călca în Partidul Național Liberal. Vă spun tuturor și vă privesc în ochi. Niciodată Guliță Tărâță nu va veni peste cei care au rezistat și au reprezentat Partidul Social Democrat în acești ani. Pentru că asta ar însemna să ne batem joc de cei care au dus greul, să ne batem joc de cei care au suferit, să ne batem joc de cei sărăciți, umiliți, amenințați, terorizați. Iar noi, nici Victor Ponta, nici eu, nici partidele noastre, nici Uniunea Social-Liberală, nu ne-am aliat pentru asta. Mesajul acestei campanii electorale este clar și el nu se reduce doar la alegerile pentru conducerea orașelor, comunelor și județelor. Mesajul a fost dat de colegii mei și a fost dat în cele din urmă complet și clar de primul ministru. L-aș recapitula însă
foarte scurt și el este: jos Băsescu! În 1990, când reînființam bazele Partidului Național Liberal, cei care eram tineri pe atunci umblam și constatam cum foarte mulți oameni din România se temeau că vor veni înapoi moșierii. Le spuneam cu bună credință: nu vine înapoi niciun moșier, vremurile s-au schimbat, nu vor mai fi moșieri în România. Am ghicit doar pe jumătate. N-a mai venit niciun moșier din altă parte, dar s-au născut moșieri noi aici. Uniunea Social-Liberală domină, cum vedeți, toate sondajele de opinie. Uniunea Social-Liberală va câștiga zdrobitor aceste alegeri locale în toată țara și alegerile parlamentare. Nu lăsați! Nu lăsați ca Piatra Neamț, un oraș minunat, ca județul Neamț, un județ încărcat de istorie, de bogăție, de spiritualitate religioasă, culturală, tradițională, nu lăsați aceste locuri minunate ale României să devină enclava sau rezervația portocalie. Eliberați Piatra Neamț! Eliberați Neamțul! Mulți dintre dumneavoastră, ca și mii și mii de oameni în carne și oase din întreaga țară, ne-au întrebat și pe Victor Ponta și pe mine și pe ceilalți colegi ai noștri: când ne scăpați de ăștia? Când îi dați jos? Și le-am spus de fiecare dată: răbdare, încredere, fiți alături de noi. Și i-am dat jos, i-am alungat de la guvernare. Am promis românilor că suntem capabili să unim partidele noastre. Și am făcut-o. Uniunea Social-Liberală există. Am promis românilor că Uniunea Social-Liberală nu se va dezbina. Va ști să treacă peste orgolii, peste amintiri, peste diferențe. Și Uniunea Social-Liberală există și e mai unită ca oricând. Am promis românilor că Victor Ponta va fi prim-ministru și Victor Ponta este prim-ministru. Am promis că imediat ce vom veni la putere vom începe să luăm măsuri în favoarea celor de care Băsescu și clica lui și-au bătut joc. Și Victor Ponta și colegii lui deja se țin de promisiune. Ne vom ține de promisiune. Aveți încredere în Victor Ponta. Aveți încredere în noi. Liberali, Victor Ponta este prim-ministrul vostru. Socialdemocrați, miniștrii liberali sunt miniștrii voștri. Pentru că, de fapt, Victor Ponta, miniștrii lui, Daniel Constantin, noi toți în spatele lor, lucrăm pentru România. Am eliberat Palatul Victoria. Dumneavoastră pe 10 iunie, prin vot, prin hotărâre,
trebuie să eliberați Piatra Neamț și Județul Neamț. Vă doresc succes! Nu-i adevărat, domnilor! În România nu s-a făcut nicio reformă. România a dat înapoi, România s-a dezmembrat și România nu mai are busolă. Care e rezultatul anilor lor de guvernare? Dumneavoastră sunteți mult mai săraci, iar ei sunt mult mai bogați. Punct! De aceea, cei care ați fost umiliți, furați, sărăciți, trebuie să vă recăpătați libertatea aici, iar cei care v-au furat trebuie să-și o piardă. Cei care au încălcat legea trebuie să meargă la pușcărie. Nimeni nu vă minte și îl felicit din inimă și sunt alături de el și voi fi pe primul ministru, pe Victor Ponta, care nu v-a mințit, care nu v-a spus ca Băsescu că va curge lapte și miere, care nu v-au mințit ca toți acești oameni și care încearcă să vă spună cinstit și să facă cinstit ceea ce se poate face pentru oameni. Închei rugându-l în fața dumneavoastră pe prietenul, partenerul meu politic și primul ministru al țării și pe guvernul său următorul lucru. Domnule prim-ministru, dați-i afară pe șefii poliției care fac politică! Vă rog pe dumneavoastră și pe guvernul dumneavoastră, dați-i afară imediat pe șefii de ocol silvic care fac politică! Dați-i afară pe toți cei care consideră că nu există lege, că nu există țara românească. Mergeți, mergeți așa cum eu vă fac, alături de experiența, de competența și de omenia lui Vasile Pruteanu, de tinerețea, de dezinvoltura, energia lui Vasile Drăgușanu. Mergeți alături de acești oameni. Aveți încredere în noi. Și nu uitați cele trei litere care ne dau puterea acum și pe anii următori. USL! Vă iubesc! Victorie!